Tânăra bolnavă psihic găsită ieri în lanțuri într-o comună din Mehedin s-a întors din nou în infern. Autoritățile au internat-o, dar sora, cea care a fost călău, a scos-o din spital și nimeni nu s-a putut împotrivi, nici polițiștii, nici medicii. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Un lanț de fier și un lacăt o țineau pe tânără legată de pat. Ieri a fost eliberată de cei de la asistență socială. Au dus-o la spitalul județean din Drobeta, Turnul Severin. Astăzi, cea care a fost călău s-a dus-o ia din mâinile medicilor. Familia a cerut astăzi externarea și a fost externată la domiciliu. Boala pe care o are nu necesită internare în permanență în cadrul spitalului de psihiatrie. Așa că fata de 24 de ani s-a întors în casa groazei. Între timp ar putea fi din nou legată, acum. Este dacă normal să fie luată din nou acasă? Polițiștii au în atenție acest aspect, au în atenție și acest caz social. Atenție ar fi și cei de la primărie. Se pare că în ultima lună n-ar mai fi primit ajutor de la stat. S-ai fi supărat atât de tare încât să o lege cu lanțul? E și asta o idee. Femeia primea mai bine de 500 de lei ca să aibă grijă de sora ei. În loc de asta a legat-o cu lanțuri. Asistența socială de la primăria din Vânjul Mare nu știa nimic despre cazul fetei de 24 de ani. Din cauza birocrației, cazul este înregistrat la o primărie vecină. Am observat condițiile că nu erau foarte bune, prielnice unui trai decent. Nu am fost sesizați de acest caz, nici de vecini, de nimeni. La casa unde fata era ținută în lanțuri, toată lumea se ascunde. De ce fugiți? Sora dumneavoastră ținea în lanțuri pe sora cealaltă. Cum comentați? Nu este de găsit, nu a acceptat niciun fel de dialog, de altfel nu prezintă garanții morale și materiale. Concubinul, dar mai ales sora fetei, vor trebui să dea explicații în fața poliției. Sora s-a ales deja cu dosar penal pentru lipsire de libertate. Dacă va fi găsită vinovată, riscă ani grei după gratii. Mulți copii cu...